prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și aflăm azi că cei mai bogați oameni din lume și-au mărit averile în timp de pandemie. În această perioadă de restriște, în timp ce numărul șomerilor a explodat la nivel global, cei mai bogați oameni ai lumii nu o duc foarte rău, conform noului clasament Forbes, la care face referire Playtech.ro. Jeff Bezos rămâne cel mai bogat om al lumii în fața lui Bill Gates și Warren Buffett. Mark Zuckerberg a pierdut 3 poziții, iar Michael Bloomberg a câștigat 2. Ai crede că Jeff Bezos a avut un an greu cu toate scandalurile din jurul practicilor Amazon și cu un divorț care l-a costat mult. Din păcate, pentru cei care au o problemă cu președintele companiei, el rămâne cel mai bogat om din lume cu active personale de 113 miliarde de dolari, în creștere cu doar 1 miliard față de acum un an. Alte surse spun că averea ar fi de 131 de miliarde de dolari. Analiștii se așteaptă ca acesta să piardă cel puțin 35 de miliarde din cauza divorțului pe care i l-a intentat soția. Ca să ai o referință clară a faptului că Amazon este excepția de la regulă, gândește-te că ceilalți oameni bogați importanți din topul Forbes au raportat o scădere a averii în primul trimestru din 2020 cu aproximativ 700 de milioane de dolari față de aceeași perioadă din 2019. Până și numărul miliardarilor a scăzut cu 58 față de 2019, până la 2095 de persoane. Cu excepția lui Bezos, pandemia și-a făcut simțite efectele. Statele Unite ale Americii rămâne țara cu cei mai mulți miliardari, 614, urmată de China cu Macao și Hong Kong, 456. Miliardarul american are o avere mai mare decât PIB-ul a 128 de țări de pe lista femeii. Bezos se clasează puțin peste Maroc, care are un PIB de 119,04 miliarde de dolari și se află pe poziția 58 la nivel global. Pe locul 2 în top, imediat după el, tot din spectrul tehnologiei, se poziționează un vechi membru al clasamentului, Bill Gates, cu avere de 98 de miliarde de dolari, rămânând la aproximativ același nivel cu anul 2019, când averea lui a numărat 97 de miliarde de dolari. De asemenea, împreună cu soția Melinda, Bill Gates conduce fundația Bill & Melinda Gates, cea mai mare fundație privată de caritate. La sfârșitul anului 2016, Gates a anunțat lansarea unui fond de investiții în valoare de 1 miliard de dolari cu aproximativ 20 de persoane. Averea pe care o deține Bill Gates îl plasează peste 127 de țări și aproape de Ecuador, locul 59 la nivel global, din punct de vedere al PIB-ului, bineînțeles. Locul 3, Warren Buffett, 88 de ani, fondatorul Berkshire Hathaway. Deține o avere de 82,5 miliarde de dolari, în scădere de la 88,3 miliarde de dolari în anul anterior. Este unul dintre cei mai de succes investitori din toate timpurile. Buffett rulează Berkshire Hathaway, care deține mai mult de 60 de companii, inclusiv compania de asigurări Geico, producătorul de baterii Duracell și lanțul de restaurante Dairy Queen. În 2010, el și Bill Gates au lansat campania Pledge Giving, cerând miliardarilor să doneze jumătate din averea lor pentru cauze caritabile. Creatorul brandurilor Louis Vuitton sau Sephora se plasează puțin peste Ecuador și Slovacia. Learnbonds.com. Locul 4 este ocupat de Bernard Arnault, 70 de ani, care are o avere de 76 de miliarde de dolari și supraveghează un imperiu de 70 de branduri. LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton SA este cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume. Având sediul la Paris, Franța, compania are peste 77.000 de angajați. În aprilie 2004 a achiziționat producătorul elvețian de ceasuri Hublot pentru aproximativ 236 de milioane de euro. Locul 5 revine lui Carlos Slim Helu, 79 de ani, cu avere estimată la 64 de miliarde de dolari, în scădere de la 67,1 miliarde de dolari față de 2018. Este cel mai bogat om din Mexic, deținând cea mai mare companie de telecomunicații mobile din America Latină. De asemenea,
Mai deține bunuri de consum, companii imobiliare și 17% din cotidianul New York Times. Amancio Ortega, 82 de ani, proprietarul Zara, ocupă locul 6 în topul miliardarilor lumii cu avere de 62,7 miliarde de dolari, în scădere de la 70 de miliarde anul anterior. Este cunoscut pentru deținerea brandurilor Zara, Massimo Dutti, Paul & Bear, dar și pentru cele 7500 de magazine din întreaga lume. Larry Ellison, 74 de ani, CTO și cofondatorul Oracle, ocupă locul 7 în topul Forbes 2019 cu avere de 62,5 miliarde de dolari, în creștere de la 58,4 miliarde. El a înființat firma de software Oracle în 1977 pentru a răspunde nevoilor crescânde de baze de date pentru managementul relațiilor cu clienții. Cofondatorul și președintele Facebook, Mark Zuckerberg, 34 de ani, ocupă locul 8 al topului, citat cu avere de 62,3 miliarde de dolari, în creștere de la 61 de miliarde anul trecut. În ciuda scandalurilor în care a fost implicată compania, Zuckerberg a lansat rețeaua în anul 2004 împreună cu alți 4 colegi de cameră de la Harvard University. Locul 9, Michael Bloomberg, 77 de ani, fondatorul agenției de informații financiare cu același nume și fost primar al New Yorkului, a urcat pe locul 9 în topul Forbes, de pe locul 11 anul trecut, în condițiile în care averea s-a urcat până la 55,5 miliarde de dolari. De la 50 de miliarde de dolari anul trecut. El planifică să cheltuiască cel puțin 500 de milioane de dolari pentru a-l învinge pe Donald Trump în 2020. Ultimul loc al top 10 Forbes îi revine lui Larry Page, 45 de ani, cofondatorul Google, actuala Alphabet, cu avere de 50,8 miliarde de dolari, în scădere de la 53,8 miliarde de dolari. În total, valoarea acumulată a averii celor mai bogați oameni din lume este de 8,7 trilioane de dolari. În scădere cu 400 de miliarde de dolari comparativ cu 2018. În total, 11% din membrii listei de anul trecut, 247 de persoane, nu se mai află în pozițiile pe care le ocupau în organizații. Acesta fiind cel mai mare număr înregistrat după vârful crizei financiare globale din 2009. Așa cum spuneam, în prezent în Statele Unite ale Americii există un număr record de miliardari, 614, care include și 14 din cele mai bogate persoane din lume. În ierarhia prezentată de Forbes, în 2019, Ion Țiriac ocupa locul 1867 la nivel mondial, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari. El a urcat 49 de poziții față de anul precedent și este singurul român prezent în acest top. Cu avere netă estimată la 1,2 miliarde de dolari, în stagnare față de anul trecut, Țiriac ocupă locul 2276 în clasamentul celor mai bogați oameni în 2020, pierzând 238 de poziții comparativ cu 2019. O prezență uriașă pe rețelele de socializare, o melodie de succes despre familie de rechini și o colecție înfloritoare de vechituri auto sunt câteva dintre mijloacele care au permis acumularea unor averi impresionante în 2019 la nivel mondial. Singurele femei în primii 20 cei mai bogați oameni ai lumii sunt Françoise Bettencourt-Meyer, moștenitoarea L'Oréal, care se clasează pe locul 15, și Alice Walton pe locul 17. Cea din urmă a deschis în 2011 Muzeul de Artă Americană Crystal Bridge, ce include lucrări de la Andy Warhol, Norman Rockwell și Mark Rothko. Colecția sa personală de artă este valuată în sute de milioane de dolari. Kylie Jenner a devenit cea mai tânără miliardară prin eforturi proprii după ce compania sa Kylie Cosmetics a semnat un parteneriat exclusiv cu Ulta Beauty. Potrivit Bloomberg, Jenner a vândut ulterior o participație de 51% la compania sa pentru 600 de milioane de dolari. La aproape două luni de când echipa Washington Nationals a câștigat primul campionat World Series, oamenii cântă încă refrenul Baby Shark Du-Du-Du-Du-Du. Familia coreană care a contribuit la popularizarea cântecului viral are în prezent o avere de circa 125 de milioane de dolari. Până și rablele auto s-au dovedit a fi o comoară.
Willis Johnson, un american nativ din Oklahoma, care a fondat compania Copart, a acumulat o avere de 1,9 miliarde de dolari construind o rețea de garaje pentru vânzarea de automobile avariate. Între 18 martie și 4 iunie, averea totală acumulată de miliardari americani a crescut cu 565 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creștere de 19,15%, relevă un raport publicat de Institute for Policy Studies, IPS. Raportul vine în contextul în care din 18 martie și până în prezent, peste 42,6 milioane de americani au cerut ajutor de șomaj. Motivul pentru care IPS a ales 18 martie ca dată pentru urmărirea averilor este pentru că această dată este legată de sondajul anual Forbes Global Billionaire din acest an, publicat pe 7 aprilie. Raportul de anul acesta al Forbes a arătat că averea totală a miliardarilor americane a scăzut de la 3,111 trilioane de dolari la 2,947 trilioane de dolari. Conform raportului IPS, însă doar în câteva săptămâni aceste pierderi au fost recuperate și au crescut chiar la 3,512 trilioane de dolari. Averile individuale ale unor miliardari au crescut cu mult peste creșterea de piață în cele 11 săptămâni monitorizate de raport. Iată care sunt miliardarii a căror avere a crescut substanțial în această perioadă. Jeff Bezos cu 36,2 miliarde, Mark Zuckerberg cu 30,1 miliarde, Elon Musk cu 14,1 miliarde, Sergey Brin cu 13,9 miliarde, Larry Page cu 13,7 miliarde, Steve Ballmer cu 13,3 miliarde, Mackenzie Bezos cu 12,6 miliarde, Michael Bloomberg cu 12,1 miliarde, Bill Gates cu 11,8 miliarde, Phil Knight cu 11,6 miliarde, Larry Ellison cu 8,5 miliarde, Warren Buffett cu 7,7 miliarde, Michael Dell cu 7,6 miliarde, Sheldon Adelson cu 6,1 miliarde, iar Jeff Bezos va deveni primul triliardar din lume, rată incredibilă de îmbogățire a miliardarului. Numărul deceselor cauzate de pandemia COVID-19 la nivel global se apropie cu pași repezi de 300.000, iar costurile economice ale închiderii economiilor nici nu pot fi cuantificate încă. Există multe voci care fac comparații cu Marea Depresiune din anii 30, unii vorbind chiar despre o criză mai profundă. Dar costurile crizei nu sunt împărțite echitabil. În timp ce unii sărăcesc, alții au găsit cele mai potrivite modalități să-și sporească averile în urma pandemiei. Cel mai bun exemplu este Jeff Bezos, șeful Amazon, care este deja cel mai bogat om din lume. A beneficiat de pe urma pandemiei. Așa cum vă spuneam, cu o avere estimată de Bloomberg în prezent la 143 de miliarde de dolari, Bezos se bucură de o creștere importantă în termen scurt, în condițiile în care comenzile online au explodat ca urmare a măsurilor de izolare. În vârstă de 56 de ani, el a fondat Amazon în 1994 în garajul din spatele casei sale și deține încă 11% din acțiunile companiei, fiind și șeful executiv. Dacă în februarie 2020, înainte de declanșarea pandemiei în lumea occidentală, acțiunile Amazon se tranzacționau la 1,689 de dolari pe acțiune, la începutul lunii, mai, prețul sărise de 2 dolari, în prezent fiind pe o tendință de a atinge 2,4 dolari americani pe acțiune. În consecință, averea lui Bezos a crescut cu peste 5 miliarde de dolari americani din februarie și până în prezent. Ia ca așa, vă vine să credeți. Rată uriașă de îmbogățire. Amazon a anunțat venituri de 75,5 miliarde de dolari realizate în primul trimestru din 2020 și peste 90 de miliarde după primele 4 luni ale anului. Iar Jeff Bezos, după ce a fost primul om din lume care a depășit cu averea sa uriașul prag de 100 de miliarde de dolari, ar putea deveni primul trilionar de pe pământ într-un timp nu foarte îndelungat. În ciuda unei pierderi estimate la 38 de miliarde de dolari în urma recentului său divorț, averea lui Bezos a crescut în ultimii 5 ani cu o rată anuală de 34%.
În consecință, dacă își păstrează viteza de îmbogățire, ar putea depăși la începutul lui 2026 incredibila sumă de $1 trilion, 1000 de miliarde, devenind primul trilionar din lume la vârsta de 62 de ani, se arată într-o analiză realizată de Comparison. Și mai multă avere. El a declarat deja că plănuiește să acumuleze și mai multă avere prin specularea imensei potențe financiare a Amazon. Compania pe care o conduce intenționează să-și extindă operațiunile, iar tot profitul de $4 miliarde, pe care se așteaptă să-l obțină în cel de-al doilea trimestru al lui 2020, va fi investit în măsuri de protejare a afacerilor și a angajaților de noul coronavirus. Pe termen scurt, investiția reprezintă o cheltuială enormă, dar Bezos preconizează că pe termen lung măsurile vor face din Amazon cea mai mare corporație din lume. Compania a anunțat pentru primul trimestru din 2020 că avea peste 175.000 de angajați și colaboratori. Dacă ești acționar la Amazon, poți să iei un loc pe scaun pentru că noi nu gândim la scară largă, a declarat recent Jeff Bezos. Prieten, ce Doamne iartă-mă să vă mai spun. Mă duc repede să-mi plătesc abonamentul la cablu. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!